Aproximativ 900 de locuri de muncă au fost disponibile la Bursa Generală organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acestea au fost oferite de peste 50 de angajatori din diverse domenii de activitate. Sunt oamenii pregătiți, vin cu CV-uri sau doar fac act de prezență? Unii da, sunt pregătiți, care într-adevăr își caută un loc de muncă și cu care am discutat exact ce trebuie să facem ca să ne prezentăm bine în fața angajatorului. Însă, așa cum ați putut observa, sunt și oameni care au crezut că e doar o obligație. Să sperăm că aceștia vor fi din ce în ce mai puțini. Comparativ cu edițiile din anii trecuți, sunt mai mulți angajatori, mai multe locuri de muncă sau din potrivă? Sunt echilibrate locurile de muncă. Chiar și anul trecut am avut la fel, tot un număr mare de angajatori. Și locuri de muncă în județul Prahova chiar sunt. Nevoile angajatorilor nu au coincis cu pregătirea multora dintre participanți. Am venit cu ofertă de inginer mecanic și inginer industrie alimentară pe parte de evaluare profesională. Se găsesc ușor angajați? Nu. Nu, pentru că pe parte de evaluare profesională, în afară de meseria de inginer mecanic sau industrie alimentară sau alt tip de industrie, mai este nevoie și de o parte de formare și de evaluare în curs suplimentar și atunci este ceva în plus și este puțin mai greu de. Activez în domeniul petrol și gaze. Astăzi am venit cu ofertă de joburi care implică de la specialiști în domeniul petrol și gaze, ingineri, până la muncitori calificați, sudori, lăcătuși mecanici, mașiniști, chiar și necalificați, dacă se ivește oportunitatea, o vom angaja. Cât de greu este să găsiți angajați? Este destul de complicat în ultima perioadă. Majoritatea forței de muncă calificată aleg străinătatea pentru bani mai mulți și condiții mai bune de muncă. În schimb, încercăm din toate resursele să facem rost de angajați calificați și cât mai bine pregătiți. Nu au venit pregătiți? Au CV-uri? Sincer, nu. Noi oferim un post de tehnician masor. Ne interesează o doamnă, o domnișoară, care să aibă cursul de masaj și care să aibă ceva experiență în domeniu. Oamenii cu CV-uri, cu pregătiți? Până acum am discutat cu câteva persoane, să vedem despre ce este vorba în continuare. Adică va trebui să avem și o probă de lucru înainte de angajare. Cel mai greu își găsesc un loc de muncă persoanele mai în vârstă, care mai au câțiva ani până la pensie. Am vorbit, așteptăm pentru luni ca să ne sune, să vedem, să mergem la un interviu acolo. Ați depus CV-ul? Da. Și aștept să mă sune luni, să merg la un interviu. Ați mai lucrat în domeniu? Nu. Nu, n-am mai lucrat. Infermieră. Asta e. Ne căutăm de muncă, s-a desfințat unde am lucrat și asta a fost. Am o vârstă, am luat la rând toți angajatorii, oferte sunt mai mult pentru bărbați, pentru femei ce am găsit. Am găsit un loc de muncă care mi-ar fi convenit și îmi cere diplomă. Diplomă nu am, că n-am de unde. Și să mă duc să mă școlarizez la ei nu se poate. Eu m-aș cam potrivi la multe domenii, pentru că sunt economist, am lucrat și în bancă, dar să vă spun sincer, nu găsesc, pierd vremea pe aici. De foarte mult timp. De ce nu găsiți? Nu sunt posturi în domeniu? Sau... Nu sunt posturi. În Prahova, Bursa Generală a Locurilor de Muncă s-a desfășurat concomitent în Ploiești și Câmpina.